Din 1958 începe era tranzistorului, astfel că după 1965 jumătate din aparatele de radio se fabrică cu tranzistoare. Unele modele chiar foarte mici. Consumul de energie este incomparabil mai mic, putând fi alimentate chiar și la o singură baterie de 9V. Devin așa de portabile că încap în buzunar. Se numeau radio poșetă sau radio de buzunar. Mii de modele de aparate s-au construit, portabile sau staționare, mono sau stereo. Costurile de fabricație au scăzut atât de mult încât orice casă își permite un radio. Mii de modele de combine muzicale s-au construit, radiocasetofon, radiomagnetofon, radio cu pickup, radio cu CD, radio cu televizor sau mai multe combinații ale acestora. Miniaturizarea a ajuns la extrem fiind ascunse în căști, în telefoane sau în carcase independente de câțiva centimetri. Acum, după 100 de ani de la apariție, radioul și transmisiunile radio sunt prezente pe întreaga planetă. Toate știrile, muzica, imaginea, vocea sau datele de calculator călătoresc prin spațiu cu viteza luminii. Sateliții de telecomunicații oferă conexiunea permanentă între toți locuitorii planetei. Cu un singur click ai la îndemână informații și comunicații fără frontiere.